Gama de laptopuri ROG Strix are două ediții, cu modele optimizate pentru tipuri diferite de jocuri. Dacă ediția Hero, de pildă, e proiectată pentru cea mai bună experiență în jocurile MOBA, SCAR are în vizor jocurile FPS, shootere precum Counter-Strike, Overwatch, spuneți voi altele. În acest clip voi vorbi despre prima generație a lui SCAR, modelul ROG Strix GL703GS cu un ecran mat de 17 inch la 144 Hz. Fiind dedicat trăgătorilor de elită, laptopul dispune de o tastatură dedicată completă, pe care o voi detalia în cele ce urmează. Evident, numele lui pleacă de la celebra pușcă de asalt, care inspiră inclusiv designul. Acest gri metalic amintește de senzația rece și întunecată oferită de materialul anti-glonț Kevlar. Carcasa laptopului are o grosime de numai 2,3 cm, iar greutatea lui nu trece de 2,5 kg, după cum mi-am notat și aici. Vom trece în revistă principalele porturi pentru că avem o gamă completă. Pe partea stângă avem portul audio jack combo. Avem două porturi USB 3.1, sunt porturi de generația 1, dar și o ieșire video HDMI, o ieșire care ne dă pe un monitor extern video 4K UHD la 60 FPS-uri. Pe lângă HDMI-ul acesta avem și un mini display port generația 1.2 care ne oferă suport pentru un monitor extern cu G-Sync pentru a sincroniza rata de refresh a plăcii video, pe care o vom prezenta imediat. Pe partea stângă mai avem conectorul de rețea și intrarea pentru jack-ul adaptorului de curent. Avem un adaptor de 230W. Trecem și pe partea dreaptă, unde, pe lângă un cititor de carduri SD, avem un port USB 3.1 tip C reversibil pentru a putea conecta dispozitive mobile, încă două porturi USB 3.1 și pentru că acest laptop e suficient de ușor și poate fi luat la turnee de gaming sau oriunde vreți să jucați în afara casei, aveți și posibilitatea de a-l securiza cu un cablu Kensington. Dar să vedem ce avem în interior și începem cu procesorul, care este un Intel Core i7-8750H din generația A8. Este un procesor lansat în 2018 în al doilea trimestru, litografiat pe 14 nanometri cu 6 nuclee și un total de 12 fire de execuție. Puterea laptopului crește și în plan video pentru că avem placa Nvidia GeForce GTX 1070 cu 8 GB memorie GDDR5, care va fi pusă în valoare de monitorul cu G-Sync. Ajung și la el imediat. La capitolul RAM avem echiparea maximă 32 de GB, e o memorie DDR4 dual channel tactată la 2666 MHz. Pentru a afla mai multe despre cum arată sistemul din interior, avem un clip dedicat pe care te invităm să-l urmărești în continuare. Dacă te-ai abonat, nu-l vei rata. Tot atunci vei putea vedea cum funcționează ventilatoarele. Noile ventilatoare anti-dust alimentate la 12V din noul sistem de răcire, un sistem de răcire care e disponibil din acest an pe toate laptopurile Republic of Gamers. Au mai multe pale, au o viteză mai mare și pun o presiune mai mare în circulația aerului. Am ajuns și la ecran. Fără doar și poate este un alt atu al acestui model. La o diagonală de 17,3 inch avem o rezoluție Full HD, un panou IPS, o rată de reîmprospătare de 144 Hz și un timp de răspuns de doar 3 milisecunde, precum și tehnologia G-Sync, care ne oferă cadre fluide, fără lag, cât mai clare. Tastatura e o tastatură inspirată de desktopurile de gaming. Este cu iluminare RGB, configurabilă în 4 zone. Avem marcajul WASD pentru shootere, o tastă spațiu mai lată și cursorul care este delimitat undeva mai jos. Cursa unei taste e de 1,8 mm, având o curbură cu o adâncime de 0,25 mm. Este un lucru de apreciat, izolarea acestui buton, butonul de power, pentru a evita apăsarea lui accidentală și închiderea sistemului când ți-e lumea mai dragă. Noi nu terminăm accidental această prezentare, ci te invităm să te abonezi la canalul nostru pentru a vedea mai departe cum rulează un shooter pe acest ecran cu această tastatură. Pe curând!